hidrologii au emis un cod galben de inundații în 10 județe din nord, vestul și centrul țării, valabil până vineri. Județele afectate sunt Cluj, Sălaj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Arad, Harghita, Covasna și Brașov. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a transmis că până vineri la ora 18 sunt posibile depășiri ale cotelor de atenție pe afluenții mici ai Someșului, județele Cluj, Sălaj, Maramureș și Satu Mare, pe râul Barcău, bazin superior și afluenți bazin mijlociu, județele Sălaj și Bihor, pe râul Crișul Repede, bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, precum și pe Crișul Negru și Crișul Alb, bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, în județele Cluj, Bihor, Hunedoara și Arad. De asemenea, până vineri, la ora 16, codul galben este valabil și pe afluenții Oltului superior și mijlociu din județele Harghita, Covasna și Brașov. Vituri rapide și depășire ale cotelor de atenție se pot produce cu probabilitate mai mare în prima parte a intervalului pe unele râuri mici din bazinele hidrografice, Crișul Negru și Crișul Repede din județele Cluj și Bihor, iar în a doua parte a intervalului pe unii afluenți ai Oltului din județul Brașov, precizează INHGA.